Iubiți frate și surori, doar un singur verset. Voi citi așa cum stăm din Exod, capitolul 16, cu versetul 4. Pagina din Biblie 76, unde cuvântul Domnului spune astfel. Domnul a zis lui Moise, Iată că voi face să vă plouă pâine din ceruri. Poporul va ieși afară și va strânge cât îi trebuie pentru fiecare zi ca să-l pun la încercare, și să văd dacă va umbla sau nu după legea mea. Amin. Mă uit la ceas, mă uit la dumneavoastră și știu că cel mai bun ceas este biserica. Și uneori oamenii spun, Doamne, dă-i puterea, alte ori spun, frații și surori, Doamne, dă-i înțelepciune. Și uneori și Amin nu are două înțelesuri, dar astăzi vreau din toată inima ca Dumnezeu să vorbească. M-am ferit foarte mult să predic în Australia, în America și chiar în unele locuri din România această predică, însă uneori, indiferent cât m-am ferit, a trebuit să ascult de șoapta Duhului Sfânt. Pentru că știu că Duhul Sfânt știe ce avem fiecare dintre noi nevoie și Duhul Sfânt este prea puțin interesat de supărarea noastră cât este interesat de veșnicia noastră. De aceea spun astăzi Dumnezeu să ne vorbească, iar noi să luăm aminte. Iubiții mei, am fost atenți la cauzele care au fost persoane bolnave de cancer. Am întâlnit în drumul meu, într-o parte și în alta, persoane încercate nu doar prin boală, încercate prin copii care nu-i ascultă pe părinți și părinți care plâng foarte mult pentru acești copii. Am întâlnit persoane încercate prin sărăcie, mi-aduc aminte că am fost în Oltenia, la aproximativ trei săptămâni după ce cineva a trimis un frigider unei familii, unei mame, de fapt, care pe lângă copiii a înfiat și alți copii și am găsit frigiderul acela gol și eram un pic supărat și am zis, de ce țineți frigiderul gol? Pentru că totul cineva s-a cheltuit să vi-l trimite nou nouț și ea mi-a spus această soră, l-am ținut în priză cât timp a fost ceva în el. Când s-a terminat, n-am mai avut ce să pun. Și am întâlnit oameni încercați prin sărăcie. Am întâlnit oameni încercați printr-un handicap fizic, și nu odată am văzut chiar și în biserica noastră cărucioare cu persoane care nu puteau să umble. Și uitându-mă la ele, m-am gândit ce încercate sunt aceste persoane. Dar parcă o voce îmi spunea nu ele sunt încercate, ci tu care ai picioare ești încercat. Nu cel cu frigiderul gol este încercat uneori, ci cel cu frigiderul plin este încercat. Și astăzi, în versetul pe care l-am citit, spune domnul lui Moise: O să fac o minune o să fac să plouă pâine din cerul. Și în timp ce poporul va ieși afară și va strânge, spune Biblia, am un scop cu această ploaie. Am să-l pun la încercare și să văd dacă va umbla sau nu după legea mea. Scurtul meu mesaj și la subiect se numește încercat prin binecuvântare. Încercat prin binecuvântare. Unii sunt încercați prin cancer, alții sunt prin sărăcie, alții sunt într-un anumit mod sau un alt mod, însă toți de aici, inclusiv eu, suntem încercați prin binecuvântare. Și atunci când suntem încercați prin binecuvântare, această încercare, iubiții mei, are trei dimensiuni și vreau să ne uităm câteva minute la fiecare din această dimensiune. În primul rând, atunci când Dumnezeu ne încearcă prin binecuvântare, El ne încearcă prin recunoașterea sursei binecuvântărilor. Să vadă dacă vedem de unde vin toate binecuvântările în viața noastră și dacă recunoaștem această sursă. Te rog să afișezi Geneza 33 cu versetul 9. Se întâlnește Iacov cu Esau, iar Esau îi spune lui Iacov, când acesta vrea să-i dea un cadou, Eu am din Belșug păstrează frate ce este al tău. Iar în versetul 11, răspunsul lui Iacov este unul extraordinar. Primește deci darul meu care ți-a fost adus, fiindcă Dumnezeu m-a umplut de bunătăți și am de toate. Amândoi frații ai de corp au recunoscut că sunt binecuvântați, că au de toate. Dar unul dintre ei a spus așa, am de toate pentru că la cărma vieții mele este Dumnezeu. Și El este cel care mi-a binecuvântat viața și El este sursa binecuvântărilor mele. Iubiții mei, în Ioan 21, cu versetul 5, erau la pescuit uh, ucenicii. Uh, și mie îmi place pescuitul, numai dacă mă duc de două ori și nu prind nimic, eu nu mai plec tot anul. Dar am văzut aici la voi, frați, care atunci când ies, știu niște secrete, ar trebui să ni le spună și nouă, ca pastori, că am avea mai mult succes la pescuitul de oameni. Dar am văzut că la voi să prinde, să prinde bine la voi. Cea mai grea întrebare pentru un pescar e să-l întreb când nu a prins nimica, cum a fost în seara asta? Ar vrea să vorbească despre orice altceva, dar nu despre seara aceea, despre noaptea aceea. Și de pe mal se aude o voce, a prins ceva? Cum a mers? Și Dumnezeu întreabă prin Iisus Hristos pe niște oameni profesioniști în așa ceva. Și ei spun, n-am prins nimic. Și spune Biblia, prin Iisus Hristos, aruncați mreaja în partea dreaptă. Și când au aruncat mreaja, nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Iubiții mei, în următoarele versete se întâmplă ceva frumos. Ioan se uită pe mal, nu știe încă exact cine este, dar își dă seama că minunea aceasta poate veni doar din cauza unei persoane. Și în timp ce trăgea mreaja plină, el spune, este Domnul. Iubite biserică, iubiți frate și surori, de ce e important să recunoaștem sursa binecuvântărilor noastre? Știți de ce? Că cel care ne dă, are și dreptul să ne ia. Și am observat oameni care atunci când pierd, nu știu să pierdă. Și ajung la depresie, ajung la anxietate, ajung la sinucidere. De pe un bloc din București, în urmă câțiva ani, s-a aruncat un om, un businessman, care a pierdut o sumă importantă de bani. De ce? Pentru că nu l-a recunoscut pe Dumnezeu atunci când a primit suma aceea. La voi aici, în Australia, s-a sinucis un miliardar în dolari australieni în urmă cu câteva săptămâni. De ce? Pentru că oamenii nu l-au recunoscut pe Dumnezeu când au primit și atunci când au pierdut, au crezut că e o problemă a lor personală în loc să înțeleagă că s-ar putea să fie un test din partea lui Dumnezeu. Eram tânăr undeva la 17-18 ani și o soră dintr-o biserică din Arad m-a așteptat la urmă. Și mi-a zis un cuvânt din partea Domnului și mi-a spus așa, în anii care vin Dumnezeu vrea să te folosească. Și mi-a spus câteva lucruri personale, dar zis, zi, Dumnezeu are o condiție pentru tine ca să poți să rămâi în planul lui toată viața și condiția esențială este să te împrietenești și să stai doar lângă oamenii care recunosc că tot ceea ce au au de la mine. Iubiții mei, acest mesaj profetic mă urmărește de atunci și să știți că din cauza aceasta am tare puțin prieteni. Tare puțin prieteni. De ce? Pentru că atunci când aud pe cineva care spune vezi ce mașină am câștigat, vezi ce casă mi-am făcut, îmi dau seama că trebuie să ascult de prorocie și deja fac cu doi pași într-o parte. Deja încerc să păstrez distanța. De ce? Că omul acela, persoana aceea, nu-l recunoaște pe Dumnezeu. Însă atunci când aud pe cineva care spune, vezi casa aceasta, mașina aceasta, vezi copilașii aceștia, spun și eu ca Isaia, ei sunt copiii pe care mi-a dat Domnul. Ei sunt binecuvântările pe care le-am primit de la Domnul. Iubiții mei, n-ați vrea astăzi să ne oprim un pic, să ne facem o evaluare. În Iacov, capitolul 1 cu 16, Biblia spune: Nu vă înșelați prea iubiții mei, frați. Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit de unde vine. Noi tot în jos ne uităm, dar trebuie să ne mai uităm și în sus. Este de sus și vine de sus coborându-se. De la Tatăl Luminilor, în care, este, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Nu știu dacă obișnuiți să vă rugați toți pentru masă. Mă uit la copiii mei, de multe ori, se roagă cu ochii deschiși. Pentru că aburii de la supa de tăieței așa de ușor vin către ei și ar vrea să, fie, să fim cât mai scurți. În Deuteronom 8 cu 10, Biblia ne spune când vei mânca și te vei sătura. Știți că sunt oameni lângă noi care mănâncă și nu au voie să se sature? Știți că sunt oameni care mănâncă printr-un tub? Știți că sunt persoane care sunt la regim impus de doctori și nu au voie să mănânce tot ce își doresc? Și Biblia pentru noi spune astăzi, când vei mânca și te vei sătura, să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. De ce? Pentru că cine îl recunoaște pe Dumnezeu în lucrurile mici, îl va recunoaște și în cele mari. Iubiții mei, vă chem astăzi împreună cu mine, haideți să recunoaștem că tot ceea ce avem, avem de la Domnul. De ce? Pentru că în al doilea rând, încercat prin binecuvântare, înseamnă și încercat prin atitudinea inimii noastre față de binecuvântările primite. Dacă nu recunoști că tot ceea ce ai de la Domnul se întâmplă câteva tragedii de-a lungul vieții, și o să le enumăr în momentele următoare, dar înainte să le enumăr, te rog să afișez Filipeni 4 cu 13. Un verset pe care aproape toți pocăiți îl știu pe de rost. Pot totul în Hristos care mă întărește. Și totuși am fost sunat nu de puține ori de persoane care au zis după 10 ani, 20 de ani, 30 de ani de pocăință am ajuns într-o situație în care nu mai pot să zic Filipeni 4 cu 13. Și atunci i-am rugat pe ei și vă rog și pe voi, hai să citim Filipeni 4 cu 12. Filipeni 4 cu 12. Pavel spune aici, după câțiva ani de umblare cu Dumnezeu, știu să trăiesc doar în belșug. Nu, știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flământ. Să fiu în belșug și să fiu în lipsă, să umblu cu mașini scumpe sau cu mașini ieftine sau pe jos. Eu sunt la fel, a zis Pavel. Dacă trăiesc într-o casă frumoasă sau stau într-o chirie simplă, eu, eu sunt la fel, a zis Pavel. Dacă sunt bogat sau sărac, sunt la fel, pentru că știu că tot ce am vine de la Domnul. Și pentru că m-am obișnuit așa, avea să spună Pavel, pot totul în Hristos. Care mă întărește. Doamne, ajută-ne la asta. Iubiții mei, câteva pericole care ne amenință atunci când nu suntem atenți la atitudinea inimii noastre față de binecuvântările primite. Primul pericol este mândria. Deuteronomul cu 13, când vei vedea înmulțindu-ți se, se cerezele cerez de boi și turmele de oi, mărindu se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seama. Să nu ți se umfle inima de mândrie. Să nu te uiți de sus la alții. Să nu te comparti și să spui meritul meu. Să, și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Tatăl meu din când în când îmi trimite câte un mesaj pe telefon și aștept să mă felicite uneori. Sau să zic că Cristi mă bucur că Domnul te-a folosit. Știți ce îmi scrie uneori? Să nu uiți cântarea pe care te-am învățat când tot când erai mic. Și știu de la ce cântare se referă. O cântare care se cântă tot mai rar. Ce cântarea spune, sunt un bulgăraș prea mic, sunt un strop de roh în soare. Și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Iubiții mei, dacă îl recunoaștem pe Dumnezeu ca o sursă a binecuvântărilor noastre, nu avem cum să umblăm cu mândrie, ci vom umbla doar cu smerenie. Și ce alta cere Dumnezeu de la tine decât să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Un frate într-o biserică, un frate slujitor, era foarte panicat că biserica vroia să-l dea jos. Și-a sunat pe un mătușul de -a și o mătușă de-a lui și-a zis, roagă-te că ăștia vor să mă dea jos. Și mătușa a zis, dar unde te-ai cocoțat? Unde te-ai urcat? Iubiții mei, ascultați-mă, pe un om smerit, n-ai cum să-l dai jos, că el e jos. Dacă stai pe genunchi și îți spui, Doamne, îți mulțumesc pentru toate binecuvântările, de pe genunchi nu poți să cazi. De pe macara poți să cazi. De în vârful unui bloc poți să cazi. Uitați-vă la nebugat nețară în Daniel 4 cu 29. Omul acesta are o atitudine plină de mândrie. Și de sus de pe acoperișul palatului, spune, după 12 luni pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, următorul verset, uitați-vă de câte ori vorbește la persoana întâi. Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească, prin puterea bogăției mele, spre slava măreției mele. O soră mi-a trimis un mesaj într-o zi și a zis, frate Cristi, sunt un nobody și vreau să fac ceva pentru somebody. M-am uitat la mesaj și m-am gândit că poate o greșit adresa. Că noi păstori primim mesaje de genul Tu știi cine sunt eu? Tu știi cu cine te pui? Tu știi pe cine ai uitat să pui azi la poezie, la cântare? Și m-am speriat, am zis, mă, cum să zică cineva eu sunt un nou Iubiții mei, noi suntem niște simple, simpli copii, dar Tatăl nostru ține în mână Universul. Mă rog astăzi, în această dimineață, Dumnezeu să o lase o stare de zmerenie peste noi toți. Un alt pericol care ne paște atunci când Dumnezeu ne încearcă prin atitudinea inimii noastre față de binecuvântările primite, este lipirea de binecuvântări, în loc să ne lipim de Cel care ne binecuvintează. Uneori le cumpăr și eu la copii câte un Lego sau un puzzle, nu prea des, că se obișnuiesc foarte repede ca și ai voștri. Și am observat că câteva ore sau câteva zile nici nu ne mai bagă în seamă. Și atunci trebuie să mă duc și să iau acele cadouri pe care i le-am dat și să le pun în dulap sau deoparte ca ei din nou să vină la mine în brațe. Și să știți că deslipirea aceasta de cadouri uneori doare. Uneori doare. Și poate că uneori Dumnezeu trebuie să se dezlipească de puzzle sau de legoul în ghilimele pe care ți l-a dat. Fiul risipitor se alipește de averea tatălui și pleacă cu ea. Și Dumnezeu prin faliment îl dezlipește de avere ca să-l aducă din nou la tată. Vedeți dumneavoastră în Habacuc 3 cu 17, profetul ajunge la o așa înălțime spirituală încât el spune următoarele cuvinte. Dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da rod, măslinul va lipsi, câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, pentru mine nu e o problemă, că nu de alea m-am alipit eu. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Dar de ce Habacuc? De ce? pentru că eu, a zis Habacuc, mi-am lipit inima nu de binecuvântări, ci de Dumnezeul care cuvintează. Mi-am lipit inima nu de buzunarul lui Dumnezeu, ci de fața lui Dumnezeu. Un alt pericol este obișnuința, obișnuința. Un frate păstor a dat o bomboană unui copil. Noi slujitorii știm ceva interesant, că dacă te pui bine cu prun și părinții te iubesc, și unii dintre noi mai avem bomboane la noi și mama o zis către copil, cum, cum spui la fratele păstor? Și copilul o zis, mai ai? Mai aveți? Vedeți, unii așa spunem și noi către Dumnezeu, mai ai, Doamne? În loc să spunem, thank you, în loc să spunem, mulțumesc, spunem, mai ai? Mai ai? Iubiții mei, ne obișnuim cu binecuvântările și ne-am dorit tot mai multe din ele. Dar astăzi aș vrea să înlocuim obișnuința cu recunoștință. Cu recunoștință. Vedeți, noi avem o zi de mulțumire pe an, avem un Thanksgiving luat de la americani și sursa acestui Thanksgiving, dacă studiem istoria, e superbă, e fenomenală. Dar am o întrebare, de ce avem o zi a recunoștinței și 365 sau 364 de cereri? Nu cumva ne-am obișnuit să tot primim, să tot cerem? Uh, un alt pericol este în Împietrirea inimii. Roman capitolul 2 cu 4 spune aici Apostolul Pavel ceva extraordinar. Sau dispresuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu nu te îndeamnă la împietrire, ci la pocăință. Iubiții mei, am văzut că oamenii se împietresc foarte ușor față de Evanghelie când le cresc bogățiile și parcă se mânmoaie când vine necazul. Spunea cineva în Ucraina, după ce a început războiul, așa de ușor poți să predici că oamenii te ascultă. Și așa de greu e să predici când omul e sănătos, când omul o duce bine. Când îmi spuneau frații de aici, frate Cristian, vrea să evangelizăm și pe australieni și pe alți, poate români, dar oamenii spun, o duc bine, de ce să mai am nevoie de Dumnezeu? Ce poate să-mi facă Dumnezeu? Și vine Pavel și ne spune tot ceea ce ți-a dat Dumnezeu ca și cadou, ca și sănătate, ca și binecuvântare, ca și material, a făcut-o cu un singur scop. Să te pocăiești. Știți că cei mai mulți oameni se pocăiesc ca fiul risipitor, când pierd tot. Și cei mai puțini se pocăiesc ca și famenul etiopian, când au tot. Sunt foarte rar oamenii ăștia. Am un prieten undeva în în România, băiatul acesta până la 12 ani cânta frumos la acordion. Băiatul acesta recita poezii lungi în biserică. De pe la 12 ani a început să aibă un anturaj vicios. Și pas cu pas s-a îndepărtat, n-a mai venit la biserică, părinții au intrat în post, în rugăciune, biserica a intrat în rugăciune. Îmi spunea el, Cristi, la 15 ani aveam bani frumoși, munceam și eu, și părinții stăteau bine, îmi permiteau uneori să pun 500 de euro la o masă cu prietenii. O duceam bine din toate punctele de vedere. Aveam aplauzele lor, aveam acceptarea lor, aveam finanțe. Însă într-o zi spunea el, m-am dat cu motoreta peste cap, cu motocicleta peste cap și pe un drum proaspăt turnat bitum, am frecat bitumul cu spatele zeci de metri. O venit Dumnezeu și mi-a zdrobit, și m-a zdrobit inima și mi-a zdrobit părerile mele despre mine și gândirea mea. M-a dus la spital și îmi spunea băiatul acesta două ore jumate cu peria și cu spirit, o dat jos bitumul de pe mine. Pot să ignor lacrimile, unei mame și să strântești ușa unui tată, dar să nu uiți că rugăciunile lor Dumnezeu le ascultă. Și vine o zi mai devreme sau mai târziu când Dumnezeu zise în față. Dumnezeu a încercat cu bunătate să ți iasă în față. Nu a reușit? Încearcă cu altceva. L-am întrebat pe acest băiat, spune într-o câți din prietenii la care le plăteai masa la restaurant i-au căutat în spital. O zis, de Cristi, nu doar că nu m-au căutat, nu mi-au dat niciun mesaj. Însă rând pe rând a intrat mama, tata, frații din biserică, s-au rugat pentru mine și au zis astăzi am șapte operații la picioare, trei uh, operații la mână și 16 șuruburi. Au zis, așa, am, așa au făcut Domnul, că mi-i prinsă pocăința cu șuruburi de mine. Nu mai pot dezlivi. Astăzi, băiatul acesta, să știți că în fiecare zi, îi la rugăciune, îi la văduve, îi la orfan, îi la evangelizări, nu poți să-l oprești. Știți de ce? s-a la Domnul cu toată inima, numai că s-a întors printr-o lovitură grea. Iubiții mei, aș dori astăzi fiecare dintre noi să ne lăsăm cuceriți de bunătățile Domnului. Să ne lăsăm atinși, pentru că lumea din afară nu are ce să-ți ofere. Suntem creați din mai multe compartimente și până nu rezolvi compartimentul spiritual, nu te bucură nimic. Poți să ai tot ce vrei în lumea asta. A fost întrebat unul din cei mai bogați oameni din America, o zis, sunteți miliardar în dolar, ce ați mai dori? Și el o zis, un pic mai mult. De ce? Pentru că niciodată nu te poate împlini lucrurile materiale. Ceea ce te poate împlini este prezența lui Dumnezeu și pocăința. Iubiții mei, în urmă cu câteva luni la noi la biserică a venit un om dintr-o altă parte, L-am văzut în hol la finalul programului, am dat mâna cu el și am zis, cu ce pot să vă ajut? Și el a spus, poți să intru în birou pastoral? Și am zis, cu siguranță că poți. A intrat, a pus amândouă mâinile pe birou, a pus capul jos și a început să plângă. Când s-a oprit, l-am întrebat, de ce plânge așa? Și a zis, frate Cristi, de la 12 ani n-am mai fost la biserică. O ultima dată când am fost într-o biserică evanghelică a fost atunci când bunica m-a dus cu forță, așa că eu nu prea îmi plăcea mie biserica. Dar la 12 ani m-am hotărât să părăsesc biserica și de 25 de ani caut fericirea. În afară de crimă le-am făcut pe toate păcatele acestea din lume. Și zic, de unde știi că noi putem să-ți dăm fericirea? Ce cauți aici astăzi? O zis în urmă cu câteva nopți. Într-un vis de noapte am visat biserica voastră din Deva. Nu știam cum arată. Și o voce mi-a zis, mergi acolo, mergi la mărturisire, mergi cu părere de rău, cu pocăință și eu îți voi da fericire. O zis, în curtea bisericii, când am parcat diavolul, o zis că știu bine vocea, că de ani de zile ascult de el, de 25 de ani fac ceea ce diavolul mi-a spus să fac și în curtea bisericii diavolul nu mi-a pace. O zis, nu intra înăuntru că o să râdă de pocăiții de tine. L-am întrebat, o râs careva? O zis, nu, fiecare cuvânt, fiecare cântare, fiecare poezie a fost pentru mine. Iubiții mei m-au ridicat de pe scaunul pe care stăteam, m-am dus și l-am îmbrățișat la final și am zis, bine ai venit acasă, Dumnezeu să te binecuvinteze. M-am întâlnit după vreo trei luni cu el, undeva într-o sală de o mie de persoane, la final m-au așteptat și au zis, frate Cristi, eu sunt omul acela. Nu l-am mai recunoscut, bucuros, vesel, fericit. De ce? că adevărata fericire este să te întorci acasă, să te întorci la Domnul. Iubiții mei, în ultimul rând, încercat prin binecuvântare mai înseamnă ceva. Încercat prin ceea ce facem cu binecuvântările primite. În Genesa 12 cu 2 există un verset extraordinar pe care Dumnezeu îl oferă printr-o promisiune lui Avram și îi spune așa Voi face din tine un neam mare. Acum nu știu, frații din Australia, dacă mai doresc neamuri mari. La noi vor neamuri mari la anunț, știți? Dar să știți că copiii sunt o binecuvântare și sfatul meu este primiți copiii de la Domnul că sunt o mare binecuvântare. Nu i ușor când sunt mici, dar să știți că există o perioadă în viață când ești compătimit. Măi, li greu, au copii, pampers de schimbat, lapte praf, dar mai există o perioadă în viață când ești invidiat. Dacă reușești să depășești perioada compătimirii, o să vină și perioada când o să oprească vreo 10 mașini la tine acasă, o să coboare vreo 30-40 de nepoți și oia care te-au compătimit acum te vor invidia. Dar și invers valabil. Dacă ești invidiat, bă, ce fain de ăștia, uite că de 10 ani, n-au brunci, numai concedii, insule, Dubai, Maldive, bă, ce fain de ei, uite, pocăință, nu, băutură, țigări, distracție, parei, cum spuneți voi aici, numai că după ce te să termine invidia, vine compătimirea. Mă, dar nu oprește nimeni la ei. Păi de cine să oprească? Că este o vorbă, cum îți așterni, așa dorm. Mă uit la mama soacră, 12 copii. Nu vă spun câteva jocuri și-o încasat. Dar acum opresc mașinile în fața ei, coboară nepoții. Nu vă spun ce zic vecinii, că-s terminați. Am găsit aici la voi o familie binecuvântată, mama fratelui Radu de la voi de la biserică a crescut 16 copii la noi la biserică. Ei sunt plecați peste tot astăzi, dar am stat de vorbă cu această mamă greu atrasă în viață. Dar astăzi este binecuvântată și fericită. O zis Dumnezeu lui Avram, voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Familia este o mare binecuvântare. Îți voi face un nume mare și... Aici e greu. Și vei fi o binecuvântare. Iubiții mei, contează enorm caracterul nostru ca să facem ceea ce trebuie cu ceea ce Dumnezeu ne oferă. Și vreau să fac câteva exemple în aceste momente. Banii sunt neutri. Nu există bani sfinți, nici bani păcătoși. Există modalități bune sau rele de a face bani. Dar banii în sine sunt neutri. La fel cum cuțitul este neutru. Dacă ești un om mânios, cuțitul te va duce la închisoare. Dacă ești un bucătar, cuțitul va face din tine un master chef. Cuțitul este neutru. Felul în care folosești cuțitul e foarte important. Pământul este neutru. N-am întâlnit niciunde în Australia, nici în România, pământ care să spună, chiar dacă n-ai pus nimic în mine, eu o să-ți dau roșii și castraveți. Nu. Pământul este neutru. Galaten 6 cu 7, ce seamănă omul, aceea va să cer așa cum o să vă rog să nu vă grăbiți. Dacă nu pui nimic, ce iese? nu e adevărat. Boreană. Boreană. Dacă nu pui nimic, iese buruiană. Ar fi fai să nu iasă nimic. Dar Biblia ne spune astăzi să se mânăm potrivit cu neprihănirea. Să se mânăm ceea ce trebuie și Dumnezeu va binecuvânta semănătura noastră. Iubitii mei, aerul este neutru. Îl poți folosi ca să binecuvintezi sau îl poți folosi ca să bleste. Cei din Melbourne inspiră același aer, dar când îl dau afară, unii cântă o cântare, alții poate rostesc o nemulțumire. Îi aerul devine? Nu, eu sunt de vină. Contează enorm caracterul meu ca să folosesc ceea ce Dumnezeu mi-a dat într-un mod corect. Timpul pe care noi îl avem este neutru. La aceeași oră, cineva este într-o discotecă, într-un club de noapte, altcineva este la rugăciune. Îi ceasul de vină? Nu. Eu îmi menegiuiesc timpul după cum este caracterul meu. Sănătatea. Toți o avem și cei mai mulți dintre noi o pierdem. Unii o pierdem lucrând pentru Domnul, alții o pierdem poate în alte scopuri. Am fost în Germania, lumea, cu câteva, vreo doi ani de zile și... La finalul programului de seara, cineva ne-a invitat să mergem într-o familie. Nu prea am dorit să mai mergem, eram foarte obosiți, dar împreună cu încă trei frați păstori ne-am dus pentru că ni s-a spus: Veți vedea ceva ce n-ați văzut niciodată. Și am fost curioși, ce anume să vedem. Când am intrat în casa aceea, în apartamentul acela, în prima intrare pe stânga am găsit o fată care stătea pe coate pe burtă, de 32 de ani. Niciodată în 32 de ani nu s-a întors pe spate, pentru că aici pe spate are o umflătură și o parte din măduva spinării este în umflătură aceea. După naștere, doctorul a spus mamei, dacă nu o să fii atentă, dacă nu o să fii pe fază și fata se întoarce pe umflătură și umflătura se sparge, ea va muri în câteva minute. Am îngenunchiat, și m-am pus pe genunchi ca să pot să vorbesc cu această tânără de la egal la egal. Deși nu aveam ce să vorbesc, eram uimit să văd un astfel de caz. În timp ce vorbeam cu ea, în timp ce ea își povestea viața, am văzut în spatele ei pe o bibliotecă o ramă cu ea îmbrăcată în alb. Și mi-am dat seama că a făcut botezul. Și m-am uitat la ea și am zis, tu ai făcut botezul, tu ești în poza aceea. Și ea a zis, da, frate Cristi. Am de zile, tatăl meu m-a dus și m-a pus pe bancheta din spate de la mașină, apoi în biserică m-a pus pe trei scaune sau pe o bancă și am stat pe coate și ascultam predică. Și într-o zi mi-am dat seama că Dumnezeu, prin Isus Hristos, a murit și pentru păcatele mele. Dar zic, tu ai păcate? Ai avut păcate? Am întâlnit oameni de 60 de ani care le-au făcut pe toate și au zis că nu au niciun păcat. Și tu, invalidă, cu un handicap, tu ai păcate? Iubiții mei, am rămas uimit, uimit de această scenă și parcă am văzut în, 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 în mintea mea ziua judecății când Dumnezeu va ridica o astfel de tânără. Care n-a avut sănătatea pe care eu am avut-o și tu ai avut-o, și ne va arăta: Uite, fata asta a făcut botezul. Fata asta, în loc să blesteme și să înjure, îmi spunea cu durere: Mă uit uneori pe geam afară și văd fete care se arcoarda, și văd fete care se joacă. Și eu sunt aici și încerc să-i mulțumesc Domnului că sunt aici. Iubiții mei, m-am simțit în ziua aceea atât de slab. M-am simțit în ziua aceea atât de... Nu m-am gândit, eu niciodată în 38 de ani nu i-am mulțumit Domnului că pot să dorm pe spate, că pot să mă întorc de pe o parte, de pe alta. Ce faci cu sănătatea pe care Dumnezeu ți-o dat 22.000 de respirații primim ca două în fiecare zi. 115.000 de bătăi ale inimii primim ca două în fiecare zi. Și spunea poetul, cât mai bate o inimă în mine... Îl iubesc, îl doresc, îl aștept. Cu alte cuvinte, o zis poetul, vreau bătăile inimii să le dau cadou lui înapoi și să fac cu inima mea ce vrea Dumnezeu să fac. Vreau cu sănătatea pe care Dumnezeu mi-o dat-o să o pun la dispoziția lui. Spunea doctorul Luca al Crimeei, dacă nu ești bolnav, dacă nu suferi, nu este pentru că ești foarte norocos, ci pentru că Dumnezeu te cheamă să participi la suferința altora. Dacă ești binecuvântat, trebuie să fii ochi pentru ochi, ochi pentru orbi, urechi pentru surzi, picioare pentru cei slabi. Trebuie să fii ajutorul oamenilor. La finalul acestui mesaj aș vrea să vă întreb, nu dacă sunteți binecuvântați, că sunteți binecuvântați. ne ați vrea să recunoaștem că El, Dumnezeu, este sursa a binecuvântărilor noastre. Apoi, dacă recunoaștem că tot ce avem de la El, o să umblăm smeriți, o să ne pocăim, o să fim recunoscători, o să fim mulțumitori și apoi ne vom uita în jur și vom înțelege că tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat, ne-a dat ca și lui Avram. Te voi binecuvânta ca să fii o binecuvântare. Cu vocea care o ai, poți să fii o binecuvântare la cântare. Cu banii pe care ai, poți să fii o binecuvântare pentru un sărac cu trupul pe care îl ai, poți să fii o binecuvântare pentru cineva. Am primit o poză zilele trecute de la noi de la biserică, niște surori s-au strâns împreună. Acum noi ca păstori să știți că avem un pic emoții când surorile se strâng. Că poate nu știi ce, oare ce discută, ce spun. Și am zis, poți să mai trimiți încă o poză, două, că n-am așa imaginea întreagă, vreau să văd ce fac. Și cineva m-a trimis încă două, trei poze și am văzut că erau strânse și făceau sarmale. Vreo 2600 de sarmale au făcut niște surori. Și zic, dar ce faceți cu sarmale? Și au zis, merem să le ducem la săraci, orfani, văduve, familii cu mulți copii care îți bajocorite în loc să fie ajutați. Și la bătrâni. Așa m-am bucurat. Mei, dați mi mei, dați-mi voie să închei cu o poezie. Manu a mintit ultimul vers din ea. Am primit poezia asta direct de la autoarea ei. E o mamă care are acasă un copil de 25 de ani bolnav. Și mama aceasta, în loc să se plângă, în loc să fie cu o atitudine rea înaintea lui Dumnezeu, a scris poezia aceasta pe care voi o cunoașteți, eu de câte ori o citesc, mă simt binecuvântat și mă hotărăsc să fiu o binecuvântare și pentru alții. Și poezia acestei mame spune, unii vor iubire, alții vor putere. Unii doar un număr pentru o mângâiere. Unii casă mare și mașină nouă, alții doar o umbră unde să nu-i plouă. Unii vor să audă, alții să vorbească, unii doar o clipă cerul să privească. Unii ar vrea o mamă, alții ar vrea un tată. Unii o moșie mare și bogată. Unii haine scumpe și pantofi mai mulți, alții vor picioare și ar umbla de scurs. Unii vor avere faimă, bogății, alții sănătate pentru a lor copii. Unii vor să aibă propriul răsărit, alții doar să uite ceea ce au iubit. Pelerin prin lume, între nu și da, fiecare suflet are rana sa. Nu tot cel ce râde este fericit, cum nici cel ce plânge totul la sfârșit. Luptă pentru tine, ușurează-ți chinul, iar de nu se poate să-ți accepți destinul. Fii cu gânduri bune și să crezi mereu. Când nu vine nimeni, vine Dumnezeu. Îi mulțumim că au venit în viața noastră cu binecuvântare. Dar în același timp suntem conștienți că într-o zi ne va întreba ce ai făcut cu trupul pe care ți l-am dat, ce ai făcut cu resursele pe care ți le-am dat. Spunea Iov, când o pierdut tot, mă bucur că am fost de ajutor, mă bucur că am bucurat inima cuiva și din binecuvântările mele am dat și altora.